Am zis așa, să vă prezint locuri faine, oameni faini, dintr-o țară care merită mai mult. Știu că iar o să sară unii, că sunt de ea de profesie, suduitori. Dar vreau să vă prezint chestii faine în jurnalul ăsta de Delta. Despre oameni simpli și locuri simple. Uite, l-am auzit pe un domn spunând în spatele meu, parcă nu ești din România. Ba, bă, ești din România, în Delta Dunării. Doar că aici e fain și în jur, la 100 de kilometri, la 200 de kilometri, la X kilometri, e mai lăsat în paragină. De izbeliște, nu în paragină. Că izbeliștea, să lași de izbeliște, presupune și lehamitea umană. În paragină, nu știu, vine un cataclism, dispărem tăți și apoi paragina e impersonală. Dar izbeliștea este ceea ce am făcut noi în 30 de ani. Într-o 100, într-o 150, în 2000. Foarte fain aici. Este altceva. Și în jurnalul ăsta de Delta am zis că musai să ne înviorăm cu cât putem. O altă identitate. Aia faină, care spică bine. Nu lene, ci contemplare. Lenea e când, nu știu, îți poate fi lene și între ruine. Nu poți să contempli niște ruine pe care le-ai făcut tu însuți. Poți să contempli niște chestii foarte faine, civilizate. Uite, așa că e fain. Asta e Delta. Cealaltă Delta. Nu a celor care își duc cu portbagajul sturionii sau murunii sau icrele negre. E Delta noastră. A celor simpli. Am început pe autostradă. Pe un ciot de autostradă. Și mergem și mergem și mergem și ne pare bine și de ciotul ăsta de autostradă. Dar după aia totul se sfârșește. Pentru că ne-am uitat că un ciot de autostradă înseamnă un ciot de țară. Peisaje minunate. Pasul Buzăului. Doar că ce ziceam de semințele de bostan. Semințele de floarea sarului. Un pic a fumat. No. Hai mă că ăștia se bucură ca oameni la lucru, îți dai seama. Uite, doi se acolo leagă și patru se plimbă. Cum vine de acolo. Bă, tată, bă. Calcă, Emilie. Ia uite. Am ajuns și pe bac. Dacă se făcea podul ăsta de care se vorbește de zeci de ani, acum nu trebuia să așteptăm un ceas sau un ceas jumate până se umple bacul. Că acum nici ăștia nu pot să meargă cu două, trei mașini. Asta e mămărică prăjită, așa? Asta e mămărică. Ăla-i peștele. Prăjit, ciorba. Sac am terminat. Din ciorbă eu vă spun că am mâncat 3 farfurii. 3 boluri. Să vă cadă de bine, să vă fie de bine. Ziceți și mie secretul, că am tot auzit. Cu apă din Dunăre, cu chestii de astea. Dar secretul e să pui mulți pești. Nu recunoaștem niciodată că prima apă din Dunăre. Sau de baltă. Dar e cel mai bun. E mai bun dacă are și puține, dacă e curată și are puține, e mai gustoasă așa puțin. Ea oricum fierbe, o să decantează, dar în general facem cu apă curată, cărăm de la mare. Ce? Pește câte, mult? Câte umplic, feluri? Cât mai multe feluri de pește. Și în general capuri că au de gust bun de la gelatină, de la celelalte. Se umple cu verdea, prima dată băgăm zarzavatul la piept, cartofi, ardei, ceapă. Unul mai dregem la urmă.
Hai băgăm cât mai mult. Noi am făcut de tura asta, am avut foarte multe capete de pește, șalău și schelete și le-am folosit, le-am fiert bine și după aia le-am aruncat. După aceea am pus bucățile care se mănâncă să de degustat, dar să adaugă la gust. Și după aia umpli cea unul cu pește, trebuie să fie mai mult pește decât apă, ca să iasă seama bună. E adevărat că mult pește se aruncă, dar nu contează. Ca să iasă seama bună, trebuie să aveți pește cât mai multe feluri, 4, 5, 6, 7, câte vă permiteți. Și mai departe, puține tomate, așa de poftă, borș de putină, cine îi place, cine nu îi place, sau oțet. Noi am pus o jumătate de borș de putină ca să fie acolo. O țuică înainte, sau pălincă cine are, și poftă mare. La carasă e simplu. Sare, mălai, făină, ulei și uite că iese. Deja o să-l ducem la masă. Mulțumim tare mult. Da, cu plăcere. Mă duc și eu la masă. Așa, poftă. Am uitat să vă arăt drumul. Am uitat să vă arăt drumul către barcă. De fapt, suntem pe insulă. O insulă cu debarcader. Și am venit aici mai mulți amici. Stai că-i musai. Musai să le arăt și oamenilor. Ce fain e. Ia uite. Să zici că n-ai ce face. Sper să filmez bine, că eu nu văd nimic de fapt pe telefonul ăsta. De aici am venit. Nu e ostrov, e pur și simplu o insulă. Și am venit vreo 8 amici, regulamentar, cu COVID-ul. Am parcat. Doamne ferește să uităm pe unde am venit. Bă, dar e paradis. Paradis. Încă o dată. Sănătate.